Bună dimineața! Ce faceți? Sunteți la muncă? Sunteți în vacanță? Noi astăzi suntem în Mandrake Bay, în insula Hydra. Începem așa în liniște. Hai, ca să nu vă mai chinui cu imaginea mea semi-adormită, pentru că s-au cerut live-urile astea de dimineață. Suntem într-un golf foarte drăguț, foarte liniștit, cu apă cristalină. O să începem cu apa cristalină de aici, din fața bărcii. Uitați-vă și voi. Vă arăt așa și poate vi se pare neinteresant, dar dacă vă spune că aici apare undeva peste 10 metri și vedeți pietrele de pe fondul ei. Bună dimineața, mamă! Hai că mergem imediat și ni s-au cerut ieri niște live-uri de dimineață. Oamenii voiau să știe, domnule, cum e viața așa de dimineață pe barcă, că vedem că sunt tot felul de chestii drăguțe pe care le facem, petreceri, lumea dansează. Aseară a fost ziua, ieri de fapt a fost ziua lui Bogdan și prietenul nostru care este în tura și n-am stat până târziu, undeva pe la 11:30 ne-am culcat pentru că zilele sunt foarte solicitante. Dar uite, cam așa arată diminețile liniștite în Mandrake. Dacă vă spune pe lângă treaba asta, uite și un bebe mic acolo, dacă vă spune că, bună Mădălina, ceea ce nu simțiți voi este faptul că miroase a croasante proaspete, pentru că niște băieți de pe una dintre bărci sunt convins că și-au băgat la cuptor. Bruno încearcă să prindă niște pește aici de dimineață, că a simțit că are potențial. Bruno? Puțin noroc ai avut, nu? În spate priveliștea e chiar mai drăguță. Ia uite. Hai să mergem mai departe. Mai departe scrie în carte. Avem o mentă lăsată de prietenul nostru Codruț. Bună, Gabi. Bun. Hai să vă arăt ce fac copiii de pe barcă la ora asta. Bună, Dragoș. Se spală pe dinți. Uite ce fac copiii de pe barcă. Eram precisă, Ioana, că te prindem într-o ipostază. Hai să continuăm. Ați văzut ce face Dalma? Doarme la 9, a petrecut aseară la 10, se plimba prin Hydra pe măgăruși. Și hai să continuăm. Avantajele unei embarcațiuni foarte bine dotate. Uite, se ia o telecomandă de modelul acesta. Se apasă butonul. Ia. A pornit generatorul. După ce pornim generatorul, uite, dăm drumul la jucăria asta și ne continuăm exercițiile. Se ia o cană de acolo de sus. Se pune aici frumos. O, da, expreso. Luăm o pastiluță de aceasta. Din aceasta o plasăm aici. Băgăm expresorul în priză, pentru că noi așa avem 2.20. Bună, pații!
trebui să vină și curentul. Perfect. Și așteptăm să se încălzească. Hai să, să vă duc în continuare afară până când se încălzește expresorul. Deci da, asta facem, prostii de dimineață. Dăm drumul la generatoare. În seara am mai folosit puțin aerul condiționat de pe barca aceasta. Dar fiindcă dăm drumul la generator, am băgat vasele, o să vă arăt mai târziu cam cum se spală vasele pe bărcile astea. Lucru rar pentru o îmbarcațiune de altfel. Deci cam asta e atmosfera de dimineață în Mândrăchii. Bună, Adi! Numărați, știu că le numărați și abia așteptați și noi abia vă așteptăm să veniți. Deci cam așa vă puteți trezi dimineața. Noi ne pregătim astăzi să facem o nouă traversare. Vom merge, cred că, în Porto Kelly. Sau Kelly, după caz. Porto Kelly. Am mai fost acolo, v-am mai arătat lucruri, dar cel mai interesant și atractiv punct al serii va fi Cina, care acolo este spectaculoasă. Iar pe traseu, cu siguranță, ne vom opri în câteva golfulețe. Hai să mergem să dăm drumul la cafea, să dăm drumul la vase. Nu știu ce vrea doamna aia să ne zică, dar uite, se trezesc cu ușor, ușor și unicornii. Mai avem o căpșună pe care am vânat-o de pe mare. Turnul tot încearcă și încearcă norocul. Dacă tot avem curent, ia uite. Mașina de spălat își face treaba. Ah, ce licoare magică. Yummy. Așa că dacă n-am fost foarte energic, dinamic, se înțelege de ce. Dar am vrut să vedeți cam care e atmosfera și ce se întâmplă cu adevărat. Ajută pe Ioana cum se spăla pe dinți. Asta este o imagine memorabilă, nu? Ioana se spală pe dinți. Tic-tac, tic-tac. Perfect. Ole, ia uite ce frumos curge. Nu sunt able. Cam asta este. V-am pupat, aveți grijă de voi, vă aștept.